Friză, pandă, da. Nu știu dacă se observă la cameră, dar afară este zăpadă. Vrei să mai mergem afară la zăpadă, Melissa? Hopala, ține-te bine. Poc. Vrei să mergem afară la zăpadă? Da. Da? Și ce facem afară la zăpadă? Pa. De ce nu-ți place să pui mâna pe zăpadă? Ai dormit bine? Da. Ești o frumoasă. Știi că ești frumoasă? Decât ești ocupată cu ușa, acum mulțumesc, dai drumul. Dai drumul că te scap. Ține-te bine de mami. Ține-te bine de mami. Ia să vedem. Ce face codițule? Codițule care a adormit pe la 2:30. După ce a urlat și a transpirat și s-a enervat. A, ce sitică. Stai așa că e sete la față. De ce ți-a făcut mami bun aici? Bun. Stai că-ți dă mami iubire. Nu te mai arunc așa ca un vultur. Prinde. Bun? Da. Păi nici n-ai gustat. E bun? Acum te cred. Acum te cred. Da. Bă, păi bea ce ai tu în parcă. Ia ce lași suculeț, mami. Numai că pentru mami și pentru tate am pus în pahare lor, mami. Da. Bea. Da, hai bea ce ai tu în pahar. Da, și vă ziceam de Claudița, că foarte greu a adormit și a muncit o grămadă înainte să adormă. Deci parcă a fost la sală, nu știu de unde mai avea energie, atâta ce a urlat, s-a încordat, s-a învârtit în tot patul. Astea sunt pentru Claudița, da? Puiule, te rog, dă-i drumul. Te roagă mami să-i dea drumul. Sunt pentru Claudița, da? Ea este bolnăvioară. Deci eu nu știu cum de avea energie pe cuvânt. Da. În cele din urmă s-a liniștit și apoi a dormit. Și acum chiță-i iar. Da, am făcut suc de portocale cu clementine. E bun? Așa, să deschidem instalația de dimineață. Înainte de micul dejun. Bun, Melissa? Nu mai vrei? Îmi dai mie? A ținut-o Florin în brațe până acum, a fost ok, a pus-o jos și urlă. S-a dus Florin să facă ceva de mâncare, să mâncăm și noi, că mi-e cam foame. Pe Melissa am îmbrăcat-o frumos, așa, în rochițică galbenă și s-a udat cu suculeț. Hai, sus! Nu te tăvăli pe jos, mami, haide! Hai să mergem să ne schimbăm. Tu! Ești mai muțică? Ești mai muțică? Da. Și s-a udat. Și acum trebuie să o schimb în alte haine. În alte haine, că a vărsat suc pe ea. Nu știu dacă a vărsat intenționat sau s-a jucat. Da, ideea este că trebuie să o schimb. Și bineînțeles o aduc și fuge. Și trebuie să fug după aia. Vino încoace tu. Și aici mai am haine de băgat la spălat, acolo am spălat o grămadă, trebuie să le pun la loc. Oleu, o grămadă de treabă ce avem. O grămadă, tu! Stai aici! Stai aici, tu! Ne-am așezat să luăm micul dejun la 12, pregătit de Florin. O omletă cu ciuperci, ceapă, niște cărnițe de pui, castraveți murați. Florin și-a mai pus și ketchup. Și acolo mănâncă Melissa, singurică. Cum va pe Melissa? E cam nervoasă un pic. Hai, cum mușcă pâine? Mm.
Așa, și acum cum ia mâncărică? Deci fi vrăbiuță. Tu da mușcă. Și mâncărică cum, papă? Da, cred că ai greșit mâinile. N-are nimica. Cu mâna asta mănâncă cu ele. Uite așa. Cu mâna, ține tu. Așa? Uite așa, mami îți dă pâinică. Și tu ia mâncărică. E bună omleta pregătită de tati? Melisa, dă și mie ce mănânci tu acolo, nu mânca singură. Florina a plecat la cumpărături. A ajuns astăzi că în fiecare zicea, a, dar merg mâine, a, dar dacă nu trebuie nimic așa urgent, merg mâine. Și astăzi și-a luat inima în dinți și până la urmă s-a dus de... Vezi să nu le răstuni. Deși ar fi vrut el să meargă mâine. Hai, dă și la mami. Da, Claudița a moțăit, mai devreme am înrăit un pic, m-am dus, am deranjat-o că a trebuit să dau niște telefoane să comand seringi și fixul era descărcat și a trebuit să vorbesc cu el acolo, fiind la încărcat și am cam deranjat-o puțin pe Claudia, dar i-am comandat și pungi din alea speciale să vomite, că, na... Pac. Adică a zis tanti că încearcă să mi le obțină pe rețetă pungile alea și în caz că nu merge să mi le obțină pe rețetă, atunci o să-mi trimită factură și o să le plătesc, dar na, prefer să plătesc, eu știu, nu știu, zicea că vreo 15 euro costă 50 de bucăți, am comandat 100. Deci prefer să plătesc decât să stau să schimb de nu știu câte ori, pernă, lenjerie, plapumă și să spăl toate astea. Că, credeți-mă că nu mai termin de spălat, deci spăl de dimineață până seara. Problema nu e că nu spăl neapărat de dimineață până seara, problema nu e neapărat cu spălatul, că aș putea să le spăl, dar trebuie să le bag și la uscat. Că degeaba le spăl unde le pun, e afară, e umezeală, e frig, e așa, nu se usucă, n-am unde să le întind și trebuie să le bag la uscător. Și un program de uscare durează 3 ore. Na, câte poți să usuc într-o zi? O, oh, Melisa! Și nu pot să las nici uscătorul ăla. Hai, ia-le, uite, stai frumos acolo și papă. I-am dat niște rodie și mi-am prăștiat aici un pic. Nu pot să las nici uscătorul ăla să meargă de dimineață până seara. Trebuie să fac o pauză. Da, și am zis că prefer să iau pungi din alea, lasă că le adună mami. Să iau pungi din alea decât să tot schimb la lenjerii, la haine, la toate cele. Și cam așa. Ce să vă mai zicem în rest? Ce face acolo Melisa? Papi Rodie? Ia să dăm sticla la o parte. E bună Rodia? Îți place? Ce bună e! Și mie îmi place, mai puțin când trebuie să le adun de pe jos. Da. Cam așa. Cam așa, Duduie. Papa Melisa? Are paste cu sos? Nu-i nimic, lasă că șterge mami când termin de mâncat. Da? Ai grijă că uite, te murdărești. Și dai pe tine. Hai, papă, frumos! Că face mami curat după aia. Și aici ai desertul, da? După ce termin de mâncat, mănânci biscuitele. Da. Hai, cum, papă, fetița mâncărică? Bravo, iubita mea! Poftă bună!
Te-ai săturat? Nu mai papi? Nu? Bine. Pot să iau asta, da? Și tu? Ia să vedem cum arăți. Minunată ești. Ești o frumușică. Și măsuța la fel. Vrei să-ți desfac aia? Bine. Ce faci, cădițule? Ești cu minte? E cu minte, dar nu e prea fericită. Ești prea nefericită? Ce faci, iubirea mea? Hai, cotezi. Vreți seama, mi se țină în boce? Hai. Ei. Dar nu zice că gătesc eu. Că te erau aici. Ce? Păi nu tu gătești? Da, dar n-a făcut în mizeria. Nu a făcut, dar să trebuie să le strâng eu, dar încă n-am ajuns până acolo. Și aici vi face cartofi prăjiți. Original. Original, cu multă grăsime. Nu are multă grăsime. Mm. Și aici mușdei de usturoi făcut de mine. Mm. Bun, bun. Dă-mi-o înapoi. E bun biscuitele? Îmi dai și mie o mușcătură? Îmi dai și mie să gust? Nu dai să gust? Dar când te-ai făcut așa zgârcită? Vezi că ți-a căzut aici o bucățică. O fac tu? Mâncăm ceva bun. Este al cincelea biscuite la mine. Și asta n-ar fi problema cea mare. Problema e că mai am unul în afară de ăsta. Dar ce mă pune dacă-mi plac? De ce nu mi-ai luat mai mult? Să bine cu usturoi? Da. Vrei și tu, Melissa? Hai să mâncăm. Așa. Melissa trebuie să facă nani, că este pregătită de somn. Dar vrea să facă pa. Cum face Melissa pa? Pa? Mai întâi fă pa și după aia închizi. Mai întâi facem Melissa pa și după aia închidem, da? Nu vrei? Ia, cum facem Melissa după ce se spală pe dinți? Așa și arată dinții? Ai, vai, ce dinți frumoși ai! Și fă pa! Așa? Și acum poți să închizi. Hai, închide! Ce faci cu dințile? Hai, să rândă cu picioarele. Oricum nu-i miros picioarele. Ce faci, codițule? Este 12 fără un sfert. Și Claudița este puțin cam agitată. Îmi faci nani? Și-a mai liniștit. Am mai liniștit. Ce-ți pupe, mami, bărbița asta, gasă, asta, aici, așa, aici, îmi faci tot aici. Și aici, la mustață. Mustăcioasă. Da, Melissa a dormit. Noi ne-am pregătit de nani. Și dacă ne lasă Claudița, sperăm să și dormim. Și codițu. Tu, gasule. Nu mai pot să zic grasă, că nu mai e grasă. Slăbănoagul. Încă nici slăbănoagă nu ești, încă ești așa la limită. Da, bine. E bine, e bine, dar era mai cupănoasă așa un pic. Îmi plăcea mie să fie așa cupănoasă. În fine, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă pupăm și ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa, 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 pa. Tu, fălcuță!